Scandal de proporții în Biserica Ortodoxă Română, celebrul preot și cântăresc de muzică populară Cristian Pohomaci este acuzat că îi face avansuri unui adolescent de 17 ani. Asta după ce în ziar de Cluj au apărut niște înregistrări cu discuții între el și respectivul minor. Pohomaci se arată dispus nu doar să-l plătească pe tânăr pentru a întreține relații intime cu el, dar îl roagă să-i prezinte și alți tineri dispuși să se implice într-o astfel de relație. Nu că eu trebuie să zic, nu tu trebuie să zici. Să te iubesc. E bine, dacă mă iubi. E depinde, ce vreți să vă arăt? Ce să mă arăt? Păi, eu știu când se vă arăt. Când? Vă arăt în două. Când? Într-o zi. Înregistrarea neortodoxă ar fi între celebrul preot ortodox Cristian Pohomaci și un minor de 17 ani. Conform înregistrărilor făcute publice de presa din Cluj, în cele peste 20 de minute cât durează convorbirea, omul bisericii îl presează pe adolescent să aibă relații sexuale cu el. Nu sunt obișnuit cu chestiile astea, nu știu să vedeți, nu, ce să vă fac. Puteți să vedeți, eu știu. Păi nu știu cum o să vă plac bărbații, nu? Dacă vă plac, să știu ce să fără, ce să fără. Că nu mă știu în chestii de astea, n-am umblat. Ce fain ești, copile, mor. Nu, pe dacă n-am umblat, nu știu. Teule, ce fain ești. Asta e, nu. Dar ai avut prieteni care umbla cu bărbați. Păi am avut, eu nu, eu n-am stat lângă ei sau să fiu cu ei. Să știi că te-am rugat să-mi faci cunoștință cu unul. Aș avea unul și cred că au venit. Nu, dar nu-i, nu-i așa. Nu neapărat frumos, nu, n-arată așa, așa bine, că e băiat, nu știi, n-arată așa da bine ca și mine, păi au venit din Germania. Capii Bisericii Ortodoxe Române spun că nu e prima dată când preotul greșește. Cei de la Arhiepiscopia Alba Iulia mi-au comunicat personal că părintele Pohomaci era de mai mult timp, practic, sub observație. Era un om care a mai greșit de câteva ori în alte direcții, a fost mustrat, a fost sancționat în ultimii 4 ani. S-a așteptat permanent îndreptarea lui, revenirea la o ascultare firească de ierarhul său. Din păcate nu s-a întâmplat lucrul acesta. În acest caz, mai mari biserici au deschis o anchetă. În cazul în care se va dovedi că înregistrarea nu este trucată, acesta ar putea să fie dat afară din biserică. Episodul despre care vorbim astăzi este unul extrem de grav. Această abatere morală de o gravitate deosebită, ieșită din comun, îl face total incompatibil cu statutul de preot slujitor. Cristian Pohomaci este o vedetă, artist de muzică populară. Bărbatul a combinat profesia de cântăreț cu meseria de pop ortodox. Pe scenele festivalurilor de muzică populară, la nunți, botezuri și înmormântări, Pohomaci s-a dus mereu cu crucea în mână, iar această expunere i-a creat o faimă legendară. Ce e adevărat, e adevărat, are un har mai rar așa ceva. Ăștia-s nebuni, mă vezi de treabă, de îl sapă, dar nu știu pentru ce. Nu știe cu cine s-a încurcat, că părintele este un om sfânt. În urmă cu 3-4 ani de zile am vorbit cu un tânăr care venea aici la Mășuni. Spunea că e foarte apropiat de părintele. Mi-a spus, după câteva luni, că are ceva împotriva părintelui, tot legat de subiectul ăsta, și că are dovezi. Și că are ceva pregătit împreună cu un episcop sau un preot, ceva în genul, cineva mai mare. Să știe toată țara că părintele este un proroc, nu ceea ce au spus ceilalți. La toți copiii și la mari și la mici, la bătrâni și la tineri, zice te iubesc. Sau te iubesc și la băieți și la copii și la... Dar nu înseamnă că iubirea asta este o iubire din asta drăci... Despre preotul din Cluj s-a scris și că practică ritualuri de exorcizare.